Salutare, fraților, și bine v-am găsit pe acest canal. Eu sunt Luca și astăzi ne vom juca din nou Minecraft. Ne vom juca de data aceasta Minecraft Ultra Hardcore. Vom începe o serie ca lumea. Da. Ce să faci? Cât să fână, cât să fână. Nu credeți că am uitat de cealaltă serie cu Minecraft cu Luca, Minecraft Survivor cu Luca. Acea serie, acum, vă fac un program. Eu voi posta lunea, marțea și joia și voi posta un episod așa, un episod din cealaltă serie și tot așa. Și ați înțeles, da? Nu uitați să dați un like, un share și un subscribe mare. Și da, să începem. Haideți să începem. Eu am creat deja lumea, că o vedeți chiar acum. Și da, haideți să-i dăm drumul la o nouă aventură. Așa, haideți să începem să tăiem aici un copăcel. Ca de obicei, tăiem un copăcel. Da, scuza, nu mai tăi pe asta, de la moare. Și scuza sunetul ca să mai aud pe funda, da? Da, sunt în centru camerei și da. În fine, nu cred că vă interesează cum vă asta, dar... Oricum, sper să mă aud eu bine. Mamă, mai mult mai cântați, băi. Opa, care e. Așa, trebuie mai ceau copăcel și să ne găsim neapărat o iță, încât să ne facem un repede un pătut. Asta ar fi cel mai și cel mai important. Pentru că dacă nu găsim o iță, o să trebuiască să trăim această noapte în pericol. Cum așa încă să trebuie pompa. Să mai fac aici nu. Așa, punem că să trebuie în jos. Începem să facem un pichex. Ca la orice început de Minecraft. Așa. Bineînțeles că domnii papagali cântă în continuu. Ce să le spui, că n-ai ce să le spui. Așa, minăm pe aici. Tot una, minăm în continuu, că da, la orice serie de Minecraft. E așa. Așa. Da, deci bușiți butonul ăla de like, pentru că am tot efortul, știu că n-am mai postat, dar a fost școala și n-am mai avut atâta timp. Am făcut un live acum 6 zile sau nu știu cât timp a trecut de atunci cu live-ul ăla special de 21 de abonați. Și da, vă mulțumesc și acum că am crescut așa de mulți oameni într-o comunitate micuță, aș putea spune, dar eu o apreciez. Chiar dacă acum suntem vreo 18 abonați, eu tot îl vă apreciez, pentru că dacă voi mă susține și, mă susțineți în continuare, dați like-uri, nu știu, scrieți comentarii, habar n-am, diferite chestii, așa mă face și pe mine să filmez în continuare și să postez mai multe videoclipuri. Și da. Haideți pe aici. Uite, oițe! Perfect, dar stați așa. Nu să mergem la ele. Haideți să le tăiem deocamdată și pe aia mergem să mai luăm niște cărbune. Pentru că acolo, în mine, unde am luat noi piața, era niște cărbune. Și cam aveam nevoie de ele. Luăm aici oițele să scăpăm de ele. Bine, știu că era necesar să ne facem o forfică dacă găseam aer în ca să nu ne urmărăm. Dar cu această ocazie facem și mâncare. Până la urmă. Era mina asta? Nu era asta. Da, uite, tot avem și aici. E ca lumea, scuza sunetele de pe fundă, dar... Hai, sora mea mai mare. Da, înțelegeți voi. Așa, fac repede aici, niște caul. Facem niște torțe. Și pe aia trebuie să ne facem o mini pază. Cred că o să ne facem deocamdată o pază în pământ. Încât să putem să...
să vă spun așa, să putem supraviețui, știi, să zică, oh my god, acum mi-am dat seama, i-am și uitat că sunt pe ultra hardcore și mi-am luat damage, când mi-am luat falling damage după munte, după dealul ăsta. Mamă, am uitat. Ce nașpa, și acum trebuie să trăim așa, cu jum... Bine, ne trebuie golden apple-uri ca să putem să ne ținem în viața. Dar, na, până găsim noi golden apple-uri, sau nu, cred că... Na, mai ușor. Și uitați, sincer să vă spun, e mult mai greu să te joci ultra hardcore pentru că... Na, nu-ți dai seama când pici și ai falling damage în acest joc, așa că, na, e mult mai greu pentru ultra hardcore. Pentru că, na, dacă ți-ai puțin falling damage, nu ți se mai... Păi, noi n-am ieșit de acolo. Lol. Și acum e un creeper. A, bă, da, noi n-am ieșit de aici. M-aș băgă de aici. Ia-mă așa după părți. Bam! Dar cât îți mai trebuie, fratele meu? Așa, gata. Am făcut și rost de 2 gunpowder. Mamă. Așa, trebuie să facem pe aici. Stați un pic să vă așa, dacă primează. Eu zic să ne luăm destulă mâncare cu noi, pentru că cine știe ce ne așteaptă. Haide, treci în coace. Așa. Bum, și tu, așa. Și tu, așa. Trebuie încât să nu ne luăm mai mult damage față de atât, că după murim și, na, să știți lumea. Cred că știți și voi, na, dacă nu v-ați jucat hardcore, da, v-am spus eu, că dacă mori, gata, să șterzi lumea și nu mai poți să te joci. Da, bine, mai sunt jubușlucuri de-astea de poți să intri înapoi pe lume și na, să te joci în continuare. Dar noi respectăm cu regulile stricte, adică am murit, gata, nici nu mai s-a terminat acolo, s-a terminat seria și atât. Că na, de, să fim mai corecți și noi. Deci acum avem lână de pat. Deci suntem majoritatea, nu știu cum să vă zic, majoritatea suntem bine până acum, pentru că avem pat și nu vom sta noaptea ca să nu vină o grămadă de moși sau, na. Sper că acum mă aud mai bine, dar se poate când țin mai tare, să mă aud foarte tare și să buzuie acest domn microfon, pentru că folosesc microfonul de la camera web. Și da, s-ar putea că buze, pentru că dacă țip sau așa va buzi microfonul. O să-mi iau un viitor apropiat și un microfon. Mamă, că foc. Dar deci, zici că e Herobrine, frate. Bune, dacă cineva n-a ști să joace Minecraft, a zice că e Herobrine și să crede că chiar e Herobrine. Bine, acum... Să vă zic sincer, și eu când eram mic, credeam în Herobrine. Why, no, nu, n-am unde să mă sting. Wow, mai bine nu mă punem aici, este clar. Dacă nu găsim majoritatea de golden apple-uri sau așa, am făcut-o de why, pe bun. Trebuia să mă duc lângă lava aia și lângă focul ăla, dar nu înțeleg cum am luat foc, cred că am luat foc după acel copac. Mamă, pe mi-a scăzut 1, 2, 3, 4, 5, 5 inimioare jumate. E ceva. Să ne facem, haideți la muntele ăla, ne facem acolo o mini-bază. Și cred că ne mai pregătim așa și cred că acolo o să încheiem și episodul, depinde. Nu vreau să le fac foarte lungi, dar cred că unele episoade unde voi lucra mai mult o să le fac un pic mai lungi. Pentru că, na. Porcișori. Bine, ideea e să nu omori animalele din jurul casei, dar nu se știe dacă vor sta numai aici. Dar s-ar putea că da, pentru că, na, suntem pe ultra hardcore în pana mea. Și uite, ar fi o idee aici. În muntele acesta avem un lac, nu e bine. Și de ce nu e bine? Că avem acolo dită mai canionul. Sau să ne facem decât pe o parte a muntele pe aici. Da, cred că putem să ne facem o mini bazucă.
Uite chiar. Stai așa, mai mergem un pic. Uite, cred că chiar aici. Dar până o să o facem noi mai frumoșică. Mai întâi mai spargem pe aici din pământ, să avem loc. Vreau să fac o casă mai modernă, să nu modernă. Nu știu, așa, să fie mai special aici. Am nevoie de ceva de pentru a face acest lucru. Vreau să fac un cerc așa. Nu știu dacă o să-mi ies. Deocamdată folosim acest lemn. 1, 2, 3. Cu 1, 2, 3. Știu că aici trebuie pământ. 1, 2. Și aici mai punem mâna. O să trebuie să-și acoperim pe aici mai ușură. Deja nu ne lua de mici. Și 1, 2, 3. Deocamdată îl lăsăm așa. Dar nu lăsăm chiar așa, pentru că aici a mai rămas goluri. Aici nu cred că ar trebui neapărat să punem pământ. Că pe aici ar mai merita. Și să ne facem o miscăriță pe aici și să nu ne luăm foarte mult de mici. Când mergem pe aici. Și cred că intrarea va fi undeva pe aici. Facem acolo. Mamă, se lasă noaptea aia și eu nu mi-am făcut pat. Și da, intrarea cred că o să o facem pe aici. Da, chiar aici. Și acolo vom pune noi ceva geam. Dar până atunci, ar fi o idee să ne culcăm. Mai întâi să ne facem patul și apoi ne culcăm. Gata, ne-am făcut domnul pat și ne-am culcat, să nu ne prindă moștii. Așa. Haide, sculare. Patul, lăsăm crafting table-ul, deocamdată lăsăm aici. O să pompă aici, încât să dăm de pe partea cealaltă a ușii. De acest gemuleț, cum aș putea spune. Aici punem așa, sau decât, nu, așa lăsăm, deocamdată. Și mai să pompă înăuntru aici, încât să ne facem ceva spațiu. Până am văzut că se pute trăi. Deci aici mai lăsăm un pic în jos. Și cred că așa va rămâne bine aici. Se vede. Sau? Nu, pentru că mai dăm și pe acest pereț în jos și mai îndreptăm pe afară. Și cred că și asta o să-l dăm în jos de patavan. Deocamdată în acest episod ne vom face baza. Și atât. Pentru că după... Na. Opa, așa. Și aici o să mai pun așa, câte două și după aia mai lucrez. Asta nu știu ce l-a pus aici. Om așa, terraforming. Nu mă pricep eu la terraforming, dar pun și eu pe aici niște blocuri. Să o fac mai natural. Deocamdată lăsăm așa. Pentru că nici de nu mai avem. Uite, iau o bucată de aici, încă sunt pe aici. Măcar. Până atunci, haideți să vedem cum arată. Băi, deocamdată arată binișor, aș putea spune. Așa, facem o scară pe aici. Uite să putem lucra pe aici. Și haideți să începem să ne facem aici. Să cădem pe partea asta, nu? Da! Da, fix am dat. Partea asta, aici trebuie să lăsăm o scară. Și facem pe aici. Mai le facem spațiu. Se pare că am dat aici și de căul. Asta să văd și eu de cât timp filmez. Scuzați-mă un pic. Ok, cred că... Nu, haide să mai lucrăm puțin cât să ne punem lucruri pe aici și după o să ne pierdem așa acest episod și vom continua pe următorul episod. Să zic așa, haide să mai facem bazuca asta un pic mai mărișoară. Deci o să lăsăm așa, nu, trebuie și asta. Și asta dat așa, bine. Așa, uite așa, uite așa. E perfect așa. Aici nu vom lăsa, uite, chiar așa. Lasă, deocamdată lăsăm așa. Pentru că, da. Și aici punem pe acolo, stă așa. Deocamdată lăsăm, nu? Asta punem acolo. Și asta, nu, asta nu putem să-l scoată. Încă de aici. Deocamdată lăsăm așa. Să stai, să mai am un bloc de pământ. Să punem și încolo acela.
știu cât de tare sau de cât de bine mă aud, dar sper să mă aud bine, încă să nu pâzi acest microfon. Uite, cred că aici putem lăsa așa, încă să se vadă pe lumea. Zic și așa. Încă să se vadă forma la cercul ăsta. Da, uite, așa se vede bine. Haideți să băgăm crafting table în casă. Bine, mini casă. Așa, punem pe domnul aici. Pe totul aici. Și vom face chiar acum un furnal. Bun. Punem aici și ne facem niște cărniță. Și da, cred că aici se va încheia și acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Și da, bye bye!